Cele două repere de vârf ale istoriei sibiene în Cupa României sunt finalele din 1951 pentru Flacăra Mediaș și cea din 2018 pentru FC Hermannstadt. De fiecare dată, echipe venind din eșalonul secund. Deși fără trofeu cucerit, județul a punctat constant în fazele superioare, cu precădere prin echipele celui mai mare oraș, adică Arsenal, Societatea Gimnastică, Șoimi, Progresul, Locomotiva, CSM și Interul anilor 80-90, dar și cu pitorescul participărilor din Agnita și Mârșa. Până la poveștile capitalei de județ, le deschidem pe cele ale Mediașului, Gazmetan din zilele noastre. Ne călăuzesc portarul Răzvan Pleșca și Alex Curtean, acum jucător la Viitorul Schellenberg. Răzvan, ești de peste un deceniu la Mediaș, deși ești arădean. Ce te-a cucerit și ce te-a ținut aici, și din punct de vedere fotbalistic, dar și al comunității? E un loc care mi se potrivește foarte bine. Eu înainte am fost la FC Național și la Poli Iași, echipe care, sau cel puțin unde mie mi se părea că presiunea este prea mare. Aici la Mediaș, orașul și echipa sunt mai apropiate de sufletul meu, eu fiind ardelean. Aici înfrângerile și greșelile se tratează ardelenește, adică cu blândețe și fără reproșuri. Ce amintiri ai din Cupa României? Ce partide îți vin în minte când te gândești la această competiție, la Cupa României? Ce amintiri îți vin prima oară în minte? Unele plăcute sau poate unele mai amare? Eu mereu când mă gândesc la Cupa României, mă gândesc cu drag, pentru că eu la început de carieră eram portar de rezervă și, în general, portarul de rezervă este folosit în Cupa României, practic așa. Am apucat să prind experiență. Pot să spun că, din punctul ăsta de vedere, performanța mea este că nu am fost niciodată eliminat în primul tur. Țin minte că eram la Poli Iași, portar de rezervă, aveam meci în Cupa României la Deva, o echipă din Liga a doua. Eu nu mai jucasem de foarte mult timp. În prima repriză mi-am rupt degetul și la pauză ne conduceau cei de la Deva cu 2-1. Antrenor la Poli Iași era Ionuț Popa, a intrat foarte nervos la pauză în vestiar. Iar eu, chiar dacă aveam degetul rupt, mi-a fost rușine să cer schimbare, pentru că nici nu apărasem și ar fi părut ca și cum mă dau lovit la pauză pentru că suntem conduși. Până la urmă am rămas în teren până la finalul meciului, am avut noroc că ei n-au mai ajuns la poartă și am câștigat 3-2. Ai participat la un duel inedit, special pentru fotbalul sibian. E vorba de semifinalele Cupei României în sezonul 2017-2018, în care s-au întâlnit Gazmetan Mediaș, unde erai tu, firește, și Hermannstadt. Ai fost titular în prima partidă, 1-0 pentru Hermannstadt pe teren propriu, ai fost rezervă la retur. Spune-mi ce amintiri ai de la duelul acela. Atunci, într-adevăr, a fost o șansă importantă pentru noi de a ajunge în finala Cupei României, dar am tratat acel sezon realist, pentru că în campionat, în Liga 1, ne aflam la retrogradare și atunci a trebuit să ne concentrăm pe campionat ca să nu retrogradăm, pentru că la vremea respectivă eram și în insolvență și o eventuală retrogradare ar fi însemnat aproape sigur falimentul. Pe când cei de la Hermannstadt atunci erau relativ promovați și astfel au putut să se concentreze mai bine asupra cupei decât am putut noi, dar la final eu i-am felicitat și m-am bucurat pentru că ei atunci au reușit o performanță formidabilă, ca după 35 de ani o echipă din Liga a doua să ajungă în finala Cupei României. Cu siguranță farmecul cupei a rămas neschimbat în tot acești ani și nu doar în România, și în celelalte țări, chiar dacă echipele importante pun preț pe campionat sau pe competițiile europene, totuși atunci când se joacă finala cupei îi acordă o importanță deosebită, pentru că este un trofeu. Și în continuare, în ultimii ani, eu zic că atât în celelalte țări cât și în România, în cupă s-au produs niște surprize foarte mari și astfel am mai aflat de echipe precum Avântul Bârsana, Sănătatea Cluj, iar asta nu poate decât să ne bucure. E ceva frumos pentru fotbal. Alex, cum a fost să copilărești în fotbalul sibian într-o familie în care tatăl tău, Dan, a făcut istorie în plan local la Șoimi? Cum a învățat să faci pași în fotbalul sibian cu o tradiție în spate? A fost dintotdeauna și foarte bine pentru mine, poate câteodată și greu, pentru că, dar de fapt m-a ajutat că am fost crescut cu ambiția aceasta de a ajunge fotbalist, de a fi un sportiv bun.
a nu mă mulțumi prea ușor cu orice și a fost bine, m-a ajutat foarte mult și tata în special, fiind fotbalist, un fotbalist bun, foarte bun, mama la fel jucând handbal, sora mea făcând handbal, am mers și eu pe același drum cu sportul și mi-a prins bine, cred că e ideal dacă ar putea fiecare copil să aibă unul dintre părinți cu ceva ani în spate de sport. Ai câștigat Cupa României cu Dinamo București, ai jucat și o finală cu Hermannstadt, ai intrat pe parcursul acelei finale, dacă mă duc aminte bine. Deși în mod firesc ai putea spune că finala câștigată cu Dinamo ce cea mai importantă în palmares, spunem dacă o simți la fel de apropiată de suflet și pe acea finală, deși e pierdută cu Hermannstadt, în condițiile în care a fost o performanță remarcabilă după 30 și ceva de ani, un club de eșalon secund să ajungă până în acea fază a competiției. Păi, mi-ai cam dat răspunsul. Da. Normal, aș pune pe primul loc cea cu Dinamo, pentru că o finală câștigată e o finală câștigată, dar a fost o situație excelentă cu Sibiul, fiind o echipă din Liga 2-a, să reușim să ajungem până în finală. Că până la un moment dat se mai zice că o echipă de Liga 2-a se poate duce un pic câteva meciuri, dar la un moment dat o să cedeze. Ei nu a cedat și când a fost dublă cu echipă de Liga 1, chiar cu Gaz Metan, o echipă foarte bună și în acel moment. Și da, într-adevăr, poate a fost un pic diferența între Craiova și Sibiu la acel moment și s-a văzut în finală, dar a fost remarcabil, într-adevăr. Per total, dacă ar fi să alegi cea mai pregnantă amintire pe care o ai legată de un meci în Cupa României, indiferent de clubul la care activai, care ar fi aceea? Personal, așa mi-a rămas poate meciul acela cu Steaua, când i-am eliminat pe Steaua din Cupa României, eram la Timișoara. Și în final, spune-mi cum te simți acum la Schellenberg și ce își mai poate dori în acest moment al carierei un fotbalist care a făcut performanță la Liga 1 și care joacă acum din pasiune, dorindu-și ce anume? Tot din pasiune joc și acum, tot din pasiune am jucat întotdeauna. Îmi doresc întotdeauna până mă las să fiu cât mai bun, să fiu foarte bun, să fac cu plăcere și avem un obiectiv comun aici la echipa noastră, vrem să promovăm în Liga 2-a și cred că e de ajuns acest obiectiv pentru a mă putea antrena foarte bine. Am dorit la anul să joc la Liga 2-a, am încă dorință pentru fotbal și mă simt foarte bine. Primele amintiri despre finala lui Hermannstadt din 2018 le auzim chiar din iarbă, de la capitanul de atunci și de acum, Răzvan Dâlbea. Apoi, intrăm și mai mult în sufletul fotbalului sibian, cu Radu Neguț, fostul atacant care azi e manager sportiv la club. Răzvan, ești născut la Aiud, ai trecut în perioada junioratului și pe la Ucluj, ulterior prin fotbalul bucureștean, ai jucat la Alba Iulia. Cum a reușit Sibiul să devină cumva o a doua casă pentru tine? Da, așa este. Am început fotbalul la Aiud până la 14 ani, apoi următorii ani din perioada junioratului le-am petrecut la Universitatea Cluj. Practic acolo m-am format ca și jucător și ca și adolescent. O scurtă perioadă la București, apoi am avut și o perioadă în care am jucat la Sibiu, nu știu că știți, în 2005 a fost prima mea interacțiune cu Sibiul. Am jucat la FC Sibiu pentru un an. Iar apoi am mers la Unirea Alba Iulia, unde am avut primele performanțe în fotbal, am reușit să promovăm. Un rezultat remarcabil pentru acea echipă în acea perioadă. Și prima mea revenirea mea la Sibiu s-a produs în 2011, la Voința Sibiu. Evoluam la o stăgeată în Evodare, am avut un meci de baraj cu Voința Sibiu. A fost o situație mai specială în acel an și a trebuit să jucăm un meci de baraj. Am pierdut acel baraj, dar imediat după acea dublă m-am transferat la Sibiu în dorința antrenorului care se afla la acea vreme la conducerea echipei. Practic a fost momentul în care m-am îndrăgostit de acest oraș, pentru că în gândurile mele erau să mă stabilesc în Cluj, dar mi-a plăcut foarte mult ceea ce am găsit aici, oamenii, echipa, și a fost momentul în care am decis că voi deveni sibian. Cred că anul acela în care promovați a produs o legătură foarte puternică între echipă și galerie și chiar meciurile din Cupa României, în care eu am avut un rol foarte important în evoluția noastră în Cupa României. Mi-aduc aminte, cred că este un meci de reper, meciul cu Steaua, când sibienii au umplut acest stadion două zile consecutive pe un frig de minus 10 grade, ceea ce este un lucru lăudabil, mai ales că era în timpul săptămânii și lumea mergea la serviciu.
și acele victorii pot să spun că li se datorează chiar în mare parte lor și cred că atunci s-a creat acea legătură specială între noi și suporteri. Da, chiar s-a produs un mic eveniment așa care ne-a trezit puțin și ne-a dus cu gândul la realizarea unui obiectiv măresc, pentru că după primul meci cu Galda, primul meci din Cupa României, acela a fost cu Galda, unul dintre colegii noștri, Ștefan Blănaru, care acum joacă cred că la Mioveni, s-a transferat. După meci, în vestiar a zis cum ar fi dacă ne-am calificat, dacă am jucat în Europa League în următor. Practic să câștigăm sau să fim finaliști, pentru că nu știam exact cum se va desfășura următorul an în Cupele Europene, cum se va face calificarea. Și cred că acel gând a fost primul gând care s-a sedimentat în mințile noastre, probabil inconștient, și cu fiecare etapă care trecea devenea tot mai puternic, dorința tot mai mare. Și de acolo cred că a plecat primul nostru gând, că am putea realiza ceva măreț în acel an. Apoi, bineînțeles, cu fiecare meci pe care îl disputam pe acest teren, pentru că am fost și avantajați de faptul că plecam cu a doua șansă și jucam toate meciurile acasă, cu suportul minunaților noștri suporteri, pentru că, într-adevăr, au avut, cum am spus și mai devreme, un rol foarte important pe parcursul acestei competiții. Am devenit tot mai încrezător că putem realiza ceva unic și suntem mândri de ce am realizat în acel an, pentru că nu este ușor ca o echipă de Liga a doua să elimine patru echipe de Liga 1 și să ajungă în finală, pe una dintre ele în dublă manșă, chiar rivala de... Exact, despre asta vreau să te întreb, despre dubla asta. Județul nostru. E foarte, foarte rar întâlnit ca două echipe din același județ să se întâlnească în semifinalele de Cupa României într-un meci dublă manșă cu o încărcătură emoțională mare și pentru suporte. Exact, da, chiar a fost un derby al județului. Mi-aduc aminte de acele două săptămâni în care toată lumea din oraș ne susținea, pe unde mergeam. Ne transmiteau gândurile cele mai bune, au venit să ne susțină număr foarte mare la media și practic am dominat atmosfera la acel meci. Sibienii au dominat atmosfera peste în acel meci și da, a fost o calificare fantastică, o bucurie de nedescris pentru tot fotbalul sibian. Cred că și eu și colegii mei ne-au rămas așa în minte acele două zile petrecute la București înaintea finalei, cu antrenament oficial pe Național Arena. Practic, nu cred că vreun dintre noi a mai făcut un antrenament oficial înainte de vreun meci. Deci, a fost așa atmosfera creată în jurul acelei finale, cu interesul pe care l-avea toată lumea. S-au făcut anumite poze, a venit o cupă la Sibiu în acea perioadă, am fost undeva la un centru comercial, am făcut poze cu suporteri. Au fost niște momente deosebite pe care cu siguranță fiecare component al echipei le are în suflet, le păstrează în suflet. Da, pot să spun că mi-am petrecut poate cel puțin jumătate din viață în acest stadion sau în preajma acestui stadion. Am început fotbal la vârsta de 11 ani, la Inter Sibiu. Am prins ca și copil de mingi perioada de glorie, să spun. Deci promovarea a fost în anul 86, dacă mi-aduc bine aminte. Am fost ca și spectator la câștigarea Cupei Balcanice, la performanțele obținute atunci. Din păcate nu am apucat ca și jucător să debutez în Liga 1 la Inter. Am debutat la 16 ani, în anul în care s-a retrogradat, imediat când s-a jucat în Liga a doua, primul sezon. Apoi, din păcate, după încă 3 ani, dacă mi-aduc bine aminte, FC Inter s-a desființat. Mi-am urmat cursul carierei, am plecat, am revenit în 2009 la Voința Sibiu, când echipa era în Liga a treia. Și am reușit promovări succesive până în Liga 1, urmând să și retrogradăm imediat. Și din păcate, așa cum s-a întâmplat mereu în Sibiu, după o retrogradare n-a durat mult și echipele s-au desfințat. Așa s-a întâmplat și cu Voința. Eu am considerat atunci oarecum că m-am lăsat de fotbal, am renunțat, deși aveam 31 de ani. Dar după un an, jumătate, dacă mi-amintesc bine, m-am dus efectiv de plăcere la Cisnădie, la Liga 4. O luasem pe un alt curs, să zic, îmi deschisesem o afacere, tot în domeniul sportului, un centru de fitness în Sibiu. Și m-am dus, am mai jucat din plăcere, dar am reușit să promovăm în Liga 3. Și atunci am mai evoluat un sezon și acolo, urmând să mă retrag. Am devenit manager sportiv la Hermannstadt, am reușit promovări succesive, la fel, am ajuns până în Liga 1 și am avut de asemenea o performanță foarte mare în Cupa României, istorică, pot să spun așa, am fost prima echipă
care după 36 de ani a reușit să joace o finală de Cupa României, venind din eșalonul inferior, din Liga 2. Din păcate n-am reușit să o câștigăm, dar e o amintire extrem de frumoasă care va rămâne pentru totdeauna. Chiar sunt curios când se va mai întâmpla așa ceva, ca o echipă din Liga 2 să ajungă în finala Cupei. Spune-mi, te rog, ce amintiri ai din perioada ca jucător la diferitele echipe ale Sibiului? Ce amintiri ai legate de partidele din Cupa României? E imposibil să nu fi rămas măcar o partidă numită. Așa în minte, acum, pe moment, îmi vine un meci de Cupa României cu Voința Sibiu, un Ștefan cel Mare cu Dinamo, în care am pierdut, cred că era după ce am retrogradat din Liga 1, eram în Liga 2 și am pierdut foarte greu. Am condus, dacă nu mă înșel, 1-0 și am intrat în prelungiri și am pierdut cu 2-1. Pot să vă spun cu toată responsabilitatea că în Sibiu există și au existat întotdeauna fotbaliști foarte talentați. Ați spus despre mine că sunt unul dintre fotbaliștii reprezentative ai Sibiului. Pot să spun că au fost fotbaliști mult mai mari decât mine în Sibiu și mulți. Din păcate, acest lucru s-a întâmplat în special înainte de 90. Omul din spatele proiectului Hermannstadt, Teodor Birț, ne completează aventura extraordinară a sibienilor cu o nouă perspectivă și dezvăluie planurile noului său proiect, renașterea clubului Inter Sibiu. Pus în copilărie, evident că eram un suporter la toate meciurile care erau în Sibiu, cu Șoimi Sibiu pe care i-am prins, după aceea Inter cu toate performanțele, iar pe mai departe, datorită conjuncturii, am reușit să fiu aproape de foști fotbaliști ai Sibiului, cu care am colaborat, cu care am început să organizăm la început, la nivel foarte, foarte mic, fotbal, în sensul în care am început la mini-fotbal. Am reușit cu o echipă de angajați, de ai mei, de prieteni buni, să câștigăm, să fim campionii României și în acel moment am făcut pasul în fotbalul mare. Am creat FC Hermannstadt, o echipă pe care am dorit-o puțin altfel, pentru că vroiam să copiem modele de afară. Vreau să amintesc că am avut o mică tentativă și înainte de această naștere a acestui club, în sensul în care am făcut parte dintr-un colectiv care trebuia să preia Voința Sibiu înainte să desfințeze. Nu am reușit, dar până la urmă cred că am făcut un lucru bun cu Hermannstadt. Deci, practic, pe tot parcursul vieții am fost aproape de fotbal, mi-a plăcut și ceea ce am înțeles foarte, foarte repede, că fotbalul este pentru suporteri. Și tot ce faci în acest fenomen îl faci pentru oamenii care vin la stadion. Care ar fi una, două din amintirile care vă sunt cele mai dragi din perioada în care erați încă neimplicat în fotbal prin FC Hermannstadt, în perioada în care erați suporter la meciurile lui Inter? Ce amintiri aveți emoționante legate de relația cu suporterii, relația cu stadionul Sibiului și poate sunt și povești frumoase legate de meciurile din Cupa României ale lui Inter sau ale fotbalului sibian ulterior? Da, evident că cel mai important moment pe care mi-l aduc aminte este acela în care Interul a câștigat Cupa Balcanică, practic cea mai notabilă performanță, să spun așa. De asemenea, mi-aduc aminte de un meci internațional organizat la Sibiu, unde cred că am fost cu 5-6-7 ore mai repede pe stadion, așteptam să înceapă, a marcat Belloni. Atmosfera oamenii a fost ceva senzațional și acea atmosferă am retrăit-o la meciul de cupă cu Steaua de la Sibiu, când trebuia să jucăm seara, am jucat a doua zi. Atunci am forțat la maxim și mi-asum acest lucru, în sensul în care am adunat foarte multă lume pe stadion, nu vreau să dau cifre, că mă sperii și eu să le spun, dar au fost foarte mulți oameni, condițiile nu erau poate cele mai bune, dar atunci am retrăit acest moment în care am văzut cât de mult este iubit fotbalul la Sibiu. Și practic acel meci din Cupa României, FC Hermannstadt Steaua 3-0, acela este meciul care v-a confirmat că fotbalul este extrem de iubit, da, de Sibiu. Da, da, pentru că atunci seara mi-am dat seama, destul de greu am înțeles că Steaua nu vrea să joace
după aceea, stând și gândindu-mă, am realizat din atitudinea celor de la Steaua că ei erau pregătiți să nu joace nici aseara. Am suferit foarte mult pentru că vedeam tribunele pline, vedeam toți oamenii, mă gândeam ce se întâmplă când doamna niște vor pleca acasă, cum putem juca a doua zi, ce pot să fac pentru stadion. Toată noaptea am căutat soluțiile, am găsit, mi-aduc aminte că era într-un studio la o televiziune, Ilie Dumitrescu, și îmi transmitea destul de o atitudine, poate nu pe placul meu, că să-l contactez când vine primăvara la Sibiu. Iar a doua zi dimineața, când am reușit să arate stadionul verde, am încercat să-i transmit că la Sibiu în primăvara să vină să se uite. Rezultatul a fost acela pe care știți, am câștigat cu 3-0, a fost un meci de referință, cred că unul dintre cele mai frumoase și importante pentru mine. La nivel personal, cum ați simțit finala, disputarea unei finale de Cupa României? Ce ați simțit în noaptea de dinainte și în ziua finale? Foarte multă emoție. Vă dați seama că este foarte greu pentru o echipă de Liga a doua să ajungă să joace o finală. Adică, dacă stăm să ne gândim că un an înainte jucam în Liga a treia pe stadioane care nu aveau poate nici garduri, prin anumite comune, sau pentru că aminte de un joc la Recea, unde era un noroi de nu puteai sta în picioare, să ajungi pe Arena Națională este un pas enorm. Să joci cu Craiova, care totuși înseamnă tradiție, înseamnă ceva în fotbal, contează foarte mult. Normal că dorința a fost, dar a fost și un pic de realism, în sensul în care știam că nu avem foarte multe șanse, dar pentru mine personal am crezut că, încă o dată datorită modului în care Alex pregătește jocul, puteam să ajungem în prelungiri, ceea ce era o șansă pentru noi la 11 metri. Dar, din păcate, au fost două greșeli personale, am primit două goluri, s-a terminat. Echipa de referință a fotbalului sibian în anii 80-90, Inter Sibiu, o echipă la care s-au format internațional români, acum este aproape să renască prin inițiativa dumneavoastră. Povestiți-ne despre stadiul acestui proiect la acest moment, renașterea Inter Sibiu. Considerat că e bine să mai încerc un proiect nou, am ales Inter Sibiu pentru că este într-adevăr echipa cea mai iubită de sibieni și pe parcursul celor aproape 4 ani în care am activat în Sibiu în fotbal, oamenii mă întrebau de ce Hermașta, de ce nu un nume românesc, de ce nu Inter, de ce nu Șoimi, și atunci când am creat acest club m-am gândit foarte bine la ce denumire și dacă reușesc să continui această tradiție, pentru că și Interul s-a sfârșit totuși destul de repede și poate că trebuia să meargă mai mult. Interul este prezent în sufletul sibienilor ca și fenomen. Am înființat clubul, am obținut certificatul de identitate sportivă, suntem pregătiți să începem la Liga 4-a, așteptăm, din păcate, datorită pandemiei, lucrurile nu s-au desfășurat normal, vom încerca să intrăm și să repetăm parcursul lui Hermannstadt. Vă spun sincer, în acest moment nu mai îmi doresc să ajung atât de repede în Liga 1, dar îmi doresc să mă opresc în Liga 2-a, pentru că în perioada în care am stat deoparte am înțeles multe lucruri pe care nu le înțelegeam fiind în fenomen. Pentru că atunci când ești în acea vâltoare, în acel tumult, sunt multe lucruri care îți scapă. Dacă stai deoparte, le înțelegi altfel. Și am înțeles că un club de fotbal trebuie să aibă și o bază foarte bine construită. Această bază înseamnă, în primul rând, sursele de finanțare. Ori degeaba, din punct de vedere sportiv, ai un parcurs foarte, foarte bun, dacă nu reușești să te organizezi și să ai susținerea, fundamentul care să te ajute să reziști. Pentru că, până la urmă, fotbal înseamnă bani, înseamnă suporteri, înseamnă infrastructură, înseamnă mult mai multe lucruri, nu doar rezultatele sportive. De aceea, cu acest club, mi-am propus să ajung în Liga 2, unde voi încerca să stau un an de zile și după ambițiile care le am să ajung foarte repede în Liga 1. Pot să vă spun că sibienii au primit foarte bine acest club nou. Oamenii sunt, am tatonat puțin mediul fotbalistic printr-o pagină online. Avem foarte mulți susținători, oamenii ne întreabă, ne opresc pe stradă. Am
adunat jucători, avem antrenor, avem totul pus la punct, doar să începem. Sunt convins că vom reuși, pentru că știu ce trebuie făcut, știu cum trebuie făcut și nu mi-este greu să iau de la zero. Ioan Duma, președinte AJF Sibiu, este fost jucător și arbitru, fiu de fotbalist. Vă imaginați chinul arbitrilor la executarea penaltiurilor în cupă, la nivel județean? Încheiem cu o confesiune inedită. Ce amintiri aveți legate de Cupa României, având în vedere faptul că vă veniți dintr-o familie în care tatăl a jucat fotbal, dumneavoastră ați fost juniori, ulterior ați avut și o carieră de arbitru. Și vă întreb de amintiri legate de Cupa României, pentru că întotdeauna meciurile de Cupa României au fost speciale. Poate aveți amintiri de la nivelul fazelor județene legate de partide de Cupa României. Da, jocurile de Cupa României întotdeauna, sau competiția de Cupa României, rămâne una dintre cele mai palpitante și importante competiții organizate de asociații la nivelul județelor și după aceea de Federația Română de Fotbal. Și Asociația Județeană Sibiu organizează în fiecare an ediție de Cupa României. Poate cele mai interesante jocuri sunt totuși datorită faptului că se ajung la prelungiri. La județ, cele mai palpitante momente sunt în momentul executării loviturilor de departajare, unde știm bine, datorită condițiilor care sunt, spectatorii încearcă să pătrundă pe terenul de joc, să stea cât mai aproape de poartă sau de executantul loviturii de departajare.